murit toți acolo. Numai eu unul am scăpat din familia lui tată. Urmăriți această ediție a emisiunii Reporter de Gardă și veți afla istoriile cutremurătoare a 5 moldoveni trecuți prin calvarul deportărilor sovietice și reveniți acasă. Nu mai vedeți casă. Vedeți din ce motive li s-a aplicat acest tratament și cum li s-a schimbat viața. De asemenea, aflați cum au fost reabilitați și în ce mod le-au fost despăgubite prejudiciile aduse.